cafea și să vedem ce s-a mai întâmplat. Începem cu declarațiile directorului de la Fed, care a spus în felul următor. Deci, în primul rând, ceva legat de cripto a spus că nu vrea să interfereze foarte mult cu zona de cripto, dar uh, crede că o reglementare ar mai prinde foarte bine și cumva să fie, să zicem, o industrie mai matură, dar nu vrea să intre peste inovația din spatele, să zicem, criptomonedelor. Asta unul la mână. După care a zis că dobânzile vor continua să crească undeva mai sus decât s-au așteptat ei și în momentul acela piața a avut o mică scădere. Cam atât a spus, să zicem așa, interesant. A, a spus că următoarea creștere a dobânzilor va fi cel mai probabil cu 50 de puncte, adică 0,5%. Și am asta a spus și aparent astăzi ar mai trebui să mai vină cu niște completări să dea în continuare o declarație. Ia să mai vedem. Avem de la Adidas care va tăia dividendele cu 80% pentru că a întrerupt colaborarea cu Kanye West, ceea ce mi se pare incredibil. Deci nu am urmărit din aproape această colaborare, sincer, nu știam, știam de Adidas și de al lui Kanye West cu Adidas, dar nu am crezut că este o piață atât de mare, adică aparent Adidas va suferi o pierdere în încasări de 1,3 miliarde în urma ruperii colaborării cu Kanye West, adică Adidas și ei chiar erau celebri. Și impresionant din punctul ăsta de vedere și după cum am zis, 79%-80% tăiere din dividendul pe care îl dădeau. Lucru care nu va face bine pentru stoc. Cu siguranță să vedem ce s-a întâmplat cu stocul. Deci oricum vedem că stocul nu o ducea foarte bine dacă ne uităm. Deci a avut o scădere care a început de prin iulie 2021 și ia să vedem cât a continuat și unde s-a terminat. Deci undeva în total de vreo 70% a scăzut stocul de la Adidas după care a avut o mică revenire chinuită așa și acum este într-o mișcare destul de orizontală în ultimele 2-3 săptămâni. Așa, și acum suntem de la punctul cel mai de jos undeva la o creștere de 46% și văd că nu a existat niciun fel de mișcare bruscă în urma acestei știri, încât să zici că, domnule, s-a întâmplat ceva foarte, foarte um, puternic. A fost într-adevăr o scădere, aici de vreo 2% de la deschidere, dar nimic spectaculos din punctul ăsta. Impresionant, vedeți, o colaborare cu o persoană foarte celebră, bine, care a ajutat și pe partea de design, Kanye West, din câte știu, este și creator, nu doar că a fost fața, să zicem, liniei. Da, impresionant, impresionant cât plus a putut să aducă acestei companii. Mergem la Ken Griffin, care este directorul de la Citadel, și acesta a spus că va, încerca să integreze chat GPT-ul în interiorul companiei lui. Citadel este o companie foarte mare de investiții și au spus că se vor folosi sau vor încerca să se folosească de această tehnologie din spatele chat GPT pentru a-și face viața mai ușor. Au spus că până acum le-a prins foarte bine pe partea asta de scris de cod pentru mai multe task cum ar veni să-și îmbunătățească productivitatea la muncă și vor să facă un fel de chat GPT pentru business cumva să poți să-l folosești în interiorul companiei. Există deja cea GPT Pro, dar bănuiesc că urmăresc ceva extra și ceva care să poată fi licențiat pentru a putea folosi în interiorul firmei. Teoretic, legislația, din câte știu eu, îți permite ca orice soft pe care îl ai sau dacă ai vreo aplicație, ceva, ar trebui să fie cu licență. Și, nu știu, poate caută și în sistemul financiar chestia asta sau poate caută cumva să rămână informația acolo. Pentru că în momentul în care dintr-o firmă de investiții să zicem, introduci niște informații într-un algoritm de inteligență artificială, acele informații rămân acolo și poate asta urmăresc, de fapt, să reducă, să-l facă o versiune, acea GPT specială pentru partea asta de business, de business să fie informația capsulată. Rămâne să vedem, au spus că sunt în discuții. Haideți să mergem mai departe. La Kitty Wood, care continuă să cumpere Coinbase și a cumpărat a șasea oară deja, sau pentru nu. A cumpărat 6 luni în continuu, nu ca a 6-a oară, și a mai cumpărat 47.568 de șeruri pe 7 martie și în total a adunat aproape 6 milioane de share -uri. Și critica în acest articol era cu toate că există acest eveniment de la Silvergate, cu toate astea pe ea nu a interesat-o și a continuat să investească în cripto. Practic Silvergate-ul, dacă nu ați auzit, era o bancă, o bancă care ajuta partea asta de tranzacționare în, pentru clienții de cripto și în special pentru exchange-uri și așa mai departe și făcuse și un sistem de tranzacții în, în acest ecosistem între clienților. Și aceștia au avut niște probleme și au fost ca un fel de carusel din ăsta în jos care a afectat toată industria de cripto și au impactat destul de negativ. Haideți să mergem și la un punct destul de important, cred eu, deși este foarte, foarte la început. Dacă ați auzit de DAO, DAO este un fel de uh, companie decentralizată, autonomă, un fel de, să zicem, un SRL cripto, dacă vreți să-i spunem așa, în care uh, fiecare User, fiecare asociat este anonim și poate vota și lua decizii și așa mai departe. Ca o organizație care poate face și investi în anumite proiecte și acestea sunt votate în funcție de cine are cel mai multe, să zicem, din astea părți și cuvânt de, și cuvânt de spus. Și acest DAO pentru prima dată a fost recunoscut în mod legal în SUA, în statul Utah. Și este un pas destul de important pentru că da, la noi este departe de a re de recunoaștem cunoaștem DAO ca și firmă, dar interesant și problema este că pentru stat este problema asta de odată responsabilitate în cazul în care este fraudă, se întâmplă ceva sau se face ceva ilegal din partea acelui DAO, cine răspunde pentru că nu este un administrator. Asta este problema cu descentralizarea. Și apoi este partea de anonimitate. Pentru că, na, Orice traficant, orice persoană care de altfel nu ar fi avut acces public pentru că ar trebui să stea ascunsă, pentru că face ilegalități, orice persoană de genul ăsta ar putea investi în astfel de proiecte și nu ar fi corect din punctul ăsta de vedere. Și astea erau cele două mai probleme pe care le-au ridicat cei cu legislație, dar cumva au trecut. A trecut o fel de lege, așa ca un compromis, încât să facă oficial și existența, dau din punct de vedere al. Cum să zicem, contabilității în statul Utah. Ceea ce, na, este un punct destul de interesant pentru cripto și poate vom vedea genul ăsta de format ă, și pe viitor în alte state. Dar, după cum am zis, față de cum este acum, pentru că persoanele juridice au full responsabilitate încât știi cine este, știi ce face, știi ce istoric are și așa mai departe la uh, partea de ascuns, de anonim, mai este. Mai este până vor accepta toate statele chestia asta. Și cam asta este pe astăzi, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, eu îmi termin cafeaua, uitați-vă în descriere, mai avem chestii interesante și noi ne vom vedea la videoul viitor. Pa!